18 grade este temperatura medie înregistrată pe acest weekend pe timpul zilei în județul Buzău. Este vorba de temperaturi neobișnuit de mari, chiar și pentru specialiștii care monitorizează continuu valorile termice din țara noastră. Valorile termice nefirești de mare au provocat intrarea în vegetația unor plante care în mod normal nu ar fi rezistat la limita pragului de îngheț. Înflorirea târzie a unor plante nu este văzută cu ochi buni de horticultori care spun că astfel de fenomene pot provoca pagube în agricultură. Fiecare fază de vegetație presupune o sumă a gradelor de temperatură. Dacă această sumă a gradelor de temperatură este întrunită pe un interval de timp mai scurt, sau să spunem prelungit în cazul nostru, efectele sunt vizibile, după cum puteți vedea și în jurul nostru. Plantele vegetează în continuare, înfloresc. Există, presupun că ați văzut și dumneavoastră, flori la castan, la liliac. Oamenii trecuți de prima tinerețe spun că rar au mai văzut asemenea temperaturi cu doar 2 săptămâni înainte de venirea iernii. E foarte cald la perioada, în ziua respectivă, e cald. E prea cald, mă gândesc eu așa. E cald, e frumos, e atmosferă, dar răcim, am fost bolnavi. Atunci era iarna, începe iarna din 1 decembrie, acum începe 1 ianuarie. Până atunci o să avem temperaturi și așa și așa. Tăiem copacii, tăiem pădurile. E ceva, probabil, efectul ăsta de seră. Nu, e cal. Ne bucurăm că plătim mai puțin la întreținere. Să bucură și copiii de plimbare, noi, de sănătate. Medicii psihiatri avertizează că organismul uman este foarte stresat din cauza temperaturilor ridicate. Și în plan psihic, da, lucrurile se resimt. Pentru că organismul trebuie să facă față rapid la aceste valori crescute ale temperaturii. Deci, nu numai sistemul nervos, da? Ci și cardiovascularul și digestivul. Meteorologii anunță vreme frumoasă și pentru zilele următoare. În unele zone din țară de astăzi până joi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 grade și 19 grade Celsius.